În ultimul timp, intensitatea radiațiilor ultraviolete a depășit nivelul suportat de piele. A crescut mult incidența cancerului de piele, iar principala cauză este expunerea excesivă și necontrolată la soare. Efectele nocive ale soarelui se datorează scăderii grosimii stratului de ozon, care are un rol protectiv față de radiațiile ultraviolete. Există și beneficii ale expunerii la soare, iar acestea ar putea fi sunt combătute depresiile, se favorizează sinteza de vitamina D, se combate rachitismul la copii și se reduc durerile articulare. Ca efecte nocive ale expunerii la soare, efect imediat are ca rezultat arsura solară, iar ca efect tardiv, apariția cancerului de piele. Cum am spus, într-o incidență din ce în ce mai mare în ultima perioadă. Fotoprotecția există la orice vârstă și este bine de luat în considerare acest lucru. Se folosesc factori de protecție, creme cu factori de protecție mari, între minim 50, factori de protecție 50. Sunt predispuse persoanele care au pielea albă, sunt blonzi, roșcați, au ochii albaștri sau verzi. Protecția solară se realizează în fiecare zi. Se aleg creme cu factori de protecție cu spectru larg pentru ultravioletele A și B. Persoanele cu alergii la produsele de îngrijire ale pielii vor alege ca creme cu fotoprotecție ce nu conțin parfum sau acizi paraaminobenzoici. Expunerea la soare se face gradat și se începe în primele zile cu factor foarte mare de protecție solară 50, ajungându-se la finalul sejurului de expunere la soare la factor de protecție 30. Cantitatea de cremă este esențială. Dacă se aplică puțină cremă pe o suprafață mare, protecția nu este asigurată în totalitate. Aplicarea cremei trebuie să se facă și după ce persoanele expuse la soare au făcut diverse băi în mare, în piscină. Chiar dacă cremele au în prospect că se pot folosi și la imersiile în apă, este recomandat ca după fiecare baie să se reaplice crema. Se evită expunerile la soare între orele 11 și 14. La copiii sub 6 luni nu se aplică creme de fotoprotecție. Este preferat să nu se meargă la mare cu copiii sub vârsta de un an și să nu fie expuși la soare. Nu se expun la soare persoanele care au foarte multe alunițe sau cei care au în istoricul familial cancere de piele. Se folosește o îmbrăcăminte adecvată, haine de bumbac de preferat de culoare albă, șepci de culoare deschisă, pălării și nu în ultimul timp ochelarii de soare cu protecție specială pentru ultraviolete. Nu este recomandat să nu vă expuneți la soare dacă luați diverse medicamente, cum sunt antibioticele, contraceptivele, antiinflamatoarele, sunt medicamente fotosensibilizante și scad eficacitatea cremelor. În cazul arsurilor solare, se evită expunerea la soare 3-4 zile după arsură. Se iau medicamente antiinflamatorii și se aplică local comprese reci și la nevoie se consultă un medic dermatolog sau un chirurg plastic.